Lo regular. Și bineînțeles, punctul 1, o mică recapitulare. Cunoștința anterioară. Haideți să vedem unde trebuie regulat, din ce format e. Așa e baza. Principiul de construcție ca la piramida centrală regulată. Am pus înălțimea pe o bază, am împărțit în 3. Părți egale, am ridicat. Dar aici puteți deja baze să faceți punctat. Nu chiar din spate, nu chiar din bază, dar și înălțimea aceasta le puteți face de dată punctat ca să vă știți ce faceți. Și am mai recuvărcule. B, C, D. Aici avem O, punctul E, și o să ducem și pe A, E. Da? O să puntez acum latura din spate. Asta sunt latura pe care vreau să-l construiesc din prima. O să puntez înălțimea pe bază. Și am să punctez înălțimea tetraedrului, care își tot una cu înălțimea piramidei. De fapt, acest tetraedru, undeva, am zis să pună elementele de la piramida triangulară de jos. Da? Și să scriem componentele. Deși, la discuție, să privim ca o piramidă triunghiulară regulată, totuși tetraedrul are câteva diferențe față de piramida triunghiulară regulată. La piramida triunghiulară regulată, baza era un triunghi echilateral și fețele laterale erau triunghiuri isoscel. Din contra la tetraedrul, toate fețele sunt triunghiuri echilaterale. Da? Deci, peste tot unde mă duc la tetraedrul regulat, obțin un triunghi echilateral. Da? Atenție, se discută numai de tetraedre regulate. Da? Și zice, bazele de două fețe laterale, deci prin bază se înțelege și fața laterală, și în cazul nostru, putem să luăm toate ca fețe și doar față. Da? Practic, nu o să ne facem distinția dintre față laterală și bază. Totul este o față, o singură față, da? Poate să fie orice față, poate să fie bază, și atunci o să am, bineînțeles, alte trei fețe, care unghi rechi laterale. Și din cauza aceasta, practic, la eu înălțimea poate fi și poate fi și o perpendiculară din D, dacă iau ca bază într-un unghi ABC. Deci, eu pot să schimb mereu baza aceasta, aia zis BDC, dar poate să fie și triunghiul ABC, poate să fie și triunghiul ABC. Da? Și atunci, sucim mereu baza, celelalte de nefeți laterale. Zi-mi da? Așa, și să scriem. Ori bază, ori față laterală, vă înțelege totul în față, da? Și ele sunt triunghiul echilateral.
Şimdi AB için bir tane kombinasyon tutun onu görürüz. Ne be, çizim çizim. Biraz için var. Hı? Biraz için var. Apotema piramide.
corpo. Ah, hai fatto notare che poi qui per cose del vuoto dei piramidi, qua non è supposto che inversare basta. Io ho detto basta, basta, voce punto, tu sei viene qui, là. Dove? Legate accessoriamente? Se c'è mai che parte la punto 2, la punto 2, come vuole? Dispiacerà tre. Prati, se interessa si dispiacerà un palmo di un diritto laterale. Dai, adesso c'è un diritto laterale, come si accesano di queste mura, va? Ad esempio. Non si può nessunare, certo. Se si dice, io ho fatto un chiaro semicerca, diciamo. Adesso esce la rete. Chiaro esce la rete, anche se fatto un semicerca. Per te, io mi direi che la trae esatta da 10 litri. Quindi è che la grave parte del speciale con la comincia. Sta sulla sempre. Yeah, I'll talk to you soon.
sau alte idei de a face desfășurarea, dacă este să, să trecați cu drumul de bază și să desfaceți spețele laterale așa, ca un pepene, să zic, da? Deci, putem face și eu această desfășurare. Poți să trecem mai departe? Da. Așa, hai să vedem. Facem o armă de desfășurare. Pur și simplu, construim triunghiul de bază, deci ăsta are triunghiul de la bază, da? Care e triunghiul de lateral, normal. Facem și pe asta? Da, da. E altă desfășurare. În care trec cu baza. Și acum de bază eu vin și construiesc în jur fețele laterale. Aici avem o față laterală, la fel. Construim la o față laterală, în partea cealaltă. Am 60, da? Deci totul face 180 de zile, adică cel de oară se prelungesc. Și ca să fie treaba și mai simplu, prelungesc mâchia, prelungesc mâchia și atâta, pentru că de fapt un drum e chiar ca și mai mare. Pentru că asta e 60 de grade de pe față, 60 de grade, nu este 180 de grade, este un deranger. La fel, dacă nu este echilateral, am 60. Așa, opa. 60, totul face 180. Și la fel, 60 de grade. Eu trebuie să mai rămân mare format în interior din patru trunghiuri cea de-a. Așa, aia de sfârșit, da, da. A, că nu mai rog. Să-și legi? Da. Nu știu, ce sunt detalii nouă pe sfârșit. Practic, gândiți-vă și în felul următor. Și noi sunt un altare de țară construcție la, la piramide care nu le fac cu voi. Ceea ce nu fac cu voi e piramida patroaseră. Piramida hexagonală. Da? Le face cealaltă grupă. Sunt un altare, faceți construcții după asta și vedem... Da. Gândiți-vă că la piramida, de exemplu, patroaseră, pot să vin cu baza centru pătrat și pe urmă desfac fiecare față laterală ca un pepen. Înțeles? Și este un pătrat cu drumul din soșele pe, pe, pe centru, da? O să vedeți în filmul lecțiilor la care cam așa pot să fac și aici. Pot să desfășor piramida triunghiulară. De fapt, pe trei lucruri să le-am zis, pot să le iau ca o piramidă triunghiulară. Desfășor baza și pe urmă, după ce am desenat baza, fiecare față laterală se desfășoară ca la pepe, da? La dai în jos, da?
Şimdi olsa sol çenedir diyor ki ben var mı diyor. Kontrol sol çen tutun diyor iki tarafta. Şimdi çağ bu çenin tam tutun diyor iki tarafta. Kavga formasyon da tam tutun diyor iki tarafta şey ama. Evet. Şimdi de. Ne? Evet. Şimdi tane çağrıya formuluyla ci basta se dici ah, è laterale ah, è simile è uguale e ci vuole per voi lo tendo a ci vuole per me lo tendo a ci vuole ah, che bella voi tu sta qua adesso a fatto meno sciate tu ne ricco formula la mia lingua ah, adesso ne carico formula sta su bis però mai un picking spot Kasır, yok içerisinde böyle. Aia fazi, fiind eu ce-o treabă radicală din ei, da?
4 ore în înălțimea și pe tipă 3. Problema este că eu pot să văd înălțimea de latură și aici e foarte interesant. Eu să calculez și vei vedea că felul ăsta nu am nevoie de două elemente ca la piramidă. Am nevoie de un singur element. Ca să plec, să aflu tot. Care poate fi latura, poate fi înălțimea. Și atunci, până aici, dacă ai întrebări, deci ce este important? Să vedem că dintr-o de formula piramidă mai avem și 4 ore ale acestea. Da, în tabela avem un singur element. Pentru că restul se scos de un singur element. Și noi putem la plecarea tetraedră cu un singur element cunoscut și să aflăm arme, volume, arme, dacă avem nevoie. Da? Bun, zicem. Sunt de 4. Alte formule. Pentru tetraedru regulat. Deci, alte formule. Nu mă interesează să le țin în minte, ci mă interesează modul de deducere. Asta mă interesează, nu? Da? De fapt, aici le vom pomeni în special de modul în care ne dăm înălțimea de latură. Asta vreau să vedem, să ne gândim, să vedem logic, nu să ținem de formulă. Asta nu ține să ne interese. E o formulă care se poate folosi. Nu am pus în culege. Nici nu am culege, nu, în manual. În manual de calculare. Nu e impus în manual, nu pot să vă dau foarte mult de dată. Ați înțeles? Manualul este Biblia, profesorul. Dacă e pus, nu avem la clasa 8 acum e care un patru manual. Nu mă interesează cu legea. Legea poate să fie și eu. Dacă niciunul din cele patru manuale nu e pus o formulă, eu nu pot să zic de acum învățați-o pe jos. Ați înțeles? Deci, și din cauza asta, vă trebuie, dacă vă dă tetraedru regulat, să o deduceți. Nu e greu. Da? De asta avem o mică problemă. Cu legea nu pot să pun o formulă. Nu mă interesează ce formule pun curs. Mă interesează ce formule pun manual, care de multe ori nu le vede. Chiar ce mă manual? Nu avem. Eu am vechi. Ceva curaj. Din 2009. Deci da, dar noi pe ăla folosim manual. Ai cu ei. Mă interesează manual. De ce? Pentru că atunci când avem o problemă de formule, le uităm și manual. Da? Nu ne uităm în culegere. Culegerea nu e. Nu e culegere. Nu e manual de făcut. Dar nu e manual. Dar nu e manual. Ok. Vreau să la școală? Nu, mi-a pus să nu ne cumpărăm, că am dat fiecare an. Manuale la ce urmă? Deci, nu. Ce ți-o la școală? Nu știu. Uite, dar ăla, ăla pe urmă. Ce ți-o la școală? Înțelegi, nu e ce cumpărăm. Nu, nu a dat. Ce? Nu, nu a dat. Nu, dar am luat mai mult. Chiar dacă folosești sau nu, vreau să mă duc, da? Nu, 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 înălțimea tetraedrului de latură. Da?
unghiurile dreptunghi, ce cele trei sunt unghiuri dreptunghi, cine de asta. Unul are o limbă, da? Avea și un dreptunghi, care o să-l folosim, bineînțeles că este A, un B. Da. Aici avem și dreptunghi la A, da. Triunghiul, să zicem, vreunce. Aia începe. Exact. Eu sunt, am adus aminte din la piramide, care au avut mai de asta. Însă, Alex, ce vrei să zici? Că nu spun telefon, spune. Eu vârful al... A, B. Ce de? Da. Am zis că poate vrei să zici că nu e voie să folosim triunghiul mare. De ce? Pentru că fața asta ce? De ce este? Fața ce? A, bază. E, poate fi bază, adică ca figură, ca triunghi. Da. Este un triunghi echilateral, da? Și dacă ACD este triunghi echilateral, eu pot să vin mai simplu cu AM ca fiind înălțime în triunghi echilateral. Da? Deci ce vreau să le facă? Niște observații. Pentru... De el ce este? Este tot înălțime în triunghiul echilateral, da? A, el este tot înălțime în triunghiul echilateral. Triunghiul echilateral sunt congruente, da? Hai să zicem. Dacă eu am triunghiul A, D, C echilateral, în care A, el, care este apotema tetraedrului, pentru că aproape la fotema triunghiului. Aer este și înălțime. În triunghiul lateral. Cât este aer acolo? Ziceți. La de triunghiul de
Nu pot să pun pita, da? Pentru că la este mate o iem și pe aia, n-am înțeles la și eu vreau să am în felul ăsta H-ul de... Da, haos. Nu, mă lăsați în nișa după asta. Ce? A, da, nu. O cum trebuie să atingem și bine, da? Ești bine. Nu, nu s-a fost. Nu s-a fost. A, și pot. Da, de ce sunt fie simt. Se mai până așa. Așa. Deci, în groate, rău e. Întâi de-a mers, da? Momentul ăsta știu că e natura de cani 3 pe 2. Momentul ăsta știu că e o treime din natura de cani 3 pe 2, din natura de cani 3 pe 6. Și acum a venit cu Pitagora în jurul dreptul și scos pe H, cum se dă. Și asta este ideea pe care îl scoateți pe H și în funcție de asta. Dar înțelegeți, nu formula de bază mă interesează, ci mă interesează ce? Să vedeți care e o înălțime pe față, într-un deci la tărași și în altă altă față pe doi. Să vedeți că de o înălțime pe altă față care este identică cu prima și tot la tărași radical între pe doi. Și în felul ăsta cele două înălțimi care sunt congruente vă formează într-un unghiul și celălalt. Pentru că de multe ori o să aveți de calculat și pe pendicula asta, de ce? Da, ajungem și poate și acolo. După ce să vedeți că asta e o treime din înălțime, adică o treime din latura radicală între 2 și din latura radicală între 6, să vedeți că nu vede că e dreptunghic, bine, poate să poate, poți să vezi și în partea asta, că ăsta e latura, poți să vezi pe drumul orasul, ăsta e latura, și ăsta e două treime din latura radicală între 2, adică latura radicală între 2. Și în partea asta nu pot să vezi H-ul de latura. Deci pe drumul poți să vezi și pe drumul orasul, poți să vezi și pe drumul pe verde. Hai să vedem ce trebuie rămasul, că ta fi chiar mai ușor de A, hai să zicem, deci triunghiul care. Triunghiul A, de unde de triunghi. Deci triunghiul A. Nu deranjați. Da. Deci triunghiul A, pe O, de triunghi. Rezultul de aici, conform teoremei lui Pitagora, A pe pătrat, lucrul verde este aici, vă aduc acela, A pe pătrat, egal cu A pe pătrat, plus O pe pătrat, O pe A. Înseamnă că, doamne pe A la A, înseamnă că A la A doua, face la A, e poate nu la A, adică A pe la A doua, minus O pe la A doua. Înseamnă că A la A doua, face așa, A de la A doua înseamnă latură adică la A doua, minus O de la A doua înseamnă latură radicală din 3 pe 3, totul la A doua. Da? Minus? Minus potemul de la A doua, minus potemul de la A doua. Ah. La A doua. Da. Înseamnă că A la A doua, egal cu latura la a doua, minus, și aici ridicăm totul la a doua. Bine, latura la a doua ori 3, adică 3 latura la a doua. Supra, 9. Simplificăm de 3 cu 9. Da? Rămânem 3 la numitor. Aducem același numitor. Și înseamnă că a la a doua, egal cu 3 latura la a doua, minus latura la a doua. Da? Cam o să facem la numitor. Bine, direct latura la a doua, supra 3. Da? Deci am simplificat, mi-a rămas un 3, am adus același numitor cu 3 de aici, vine 3 latura la 2, 2, adică 2 latura la 2, supra numitor, supra 3. Da? Și de aici scoatem că A este radical din 2 latura la 2, supra 3, și scoatem la 2 la față, A egal cu latura, radical din 2 pe 3. Și, în felul ăsta, obținem formula înălțimii unui tetraedru. H egal cu latura, radical din 2 pe 3. Nu e o formulă de aia. Bine învățat de către noastră. Aia asta zic că... Deci, eu sunt foarte de acord cu ce ziceți voi. Problema e că nu e pus în nici într-un. Dacă voi luați manualele răspăit și îngăsiți formula aceasta, am mai schimbat manualele, nu le-am luat. Luați manualele răspăit. Da? Dacă nu găsesc formula asta, am să facă acolo. Și dacă nu găsim, trebuie să le văd. Nu, o demonstrați cu data. Eu cred că
Dacă zici așa, se știe formula noțimii, nu scade, se scoate. Te-a luat după, știi? Da. Nu e de lux. Pentru că avem mereu un noțim, avem element. De asta pe fișe, nu o să folosim. O să trecem la fișe. Da? Nu o să folosim. Întrebări? Nu. Păi cam asta ar fi povestea. Ce trebuie? Ia,